Faptele bune reprezintă cea mai sigură și sănătoasă manifestare a dreptei credințe. Acesta este mesajul transmis de ierarhii Bisericii Ortodoxe Române în scrisoarea pastorală din Duminica Ortodoxiei. Pastorala a fost citită în toate locașurile de cult. Un îndemn concret la fapte bune și milostenie este și contribuția la Fondul Central Misionar, colectă de tradiție a bisericii noastre destinată lucrării filantropice. După cum se cunoaște deja, biserica noastră și-a extins activitățile sale social-caritative și filantropice în folosul celor nevoiași și bolnavi, a continuat acțiunea de ajutorare a parohiilor sărace din țară și din diaspora și atunci când a fost nevoie a intervenit pentru sprijinirea familiilor care au avut de suferit de pe urma calamităților naturale, a inundațiilor sau alunecărilor de teren, așa cum s-a văzut și în anul 2014. Toate aceste activități sunt realizate prin osteneala, dragostea și dărnicia fiecăruia dintre dumneavoastră pentru acești frați prea mici ai Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea, cu dragoste părintească, îndemnăm pe toți slujitorii sfintelor noastre biserici, pe membrii consiliilor și comitetelor parohiale, dar și pe toți credincioșii ortodoxi din parohii sau pelerini la sfintele mănăstiri, ca împreună să continuăm și în acest an 2015 și în această duminică a Ortodoxiei, până la sărbătoarea Bunei Vestiri, frumoasa tradiție a bisericii noastre de a organiza o colectă în toate parohiile și mănăstirile din cuprinsul Patriarhiei Române pentru ajutorarea celor aflați în nevoi. Sumele din această colectă vor fi adunate în Fondul Central Misionar, prin care se va sprijini activitatea misionară, educativă și edilitară a parohiilor și mănăstirilor atât din țară cât și din străinătate, în folosul Bisericii noastre Ortodoxe Române. Vă mulțumim pentru dărnicie, vă dorim mult spor în urcușul duhovnicesc al postului Sfintelor Paști și ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doar în 2014, Biserica a cheltuit pentru instituțiile de caritate ale Arhiepiscopiei Bucureștilor aproape 3 milioane de lei, la acestea adăugându-se numeroase proiecte sociale, colecte pentru sinistrați sau alte categorii defavorizate. La nivelul întregii biserici, sumele pentru activitatea misionară și socială sunt enorme.